În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această frumoasă zi de sâmbătă, pentru mine este o mare bucurie să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Este o mare bucurie că Părintele Andrei, cu atâta eleganță, m-a propulsat la această slujbă încât să slujesc tot ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Mă aflu aici, după cum bine știți, pentru a săvârși și o taină a Sfântului Botez, a doi copii. Taina este una, dar copiii sunt mai mulți. Fiii mei duhovnicești de la Constanța aveau din partea mea de mai multă vreme o promisiune că voi ajunge aici și mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-am reușit să ajungem. Deja mi-a plăcut atât de mult de trei zile de când sunt aici, încât cu siguranță vom mai ajunge și la toamna viitoare. Dacă, bineînțeles, în următoarele zile nu sunt bărgat. Este foarte important să vin în fața dumneavoastră pentru că sunteți o comunitate cu totul de deosebită. Eu, unul, termenul de diaspora, în primul rând, l-am învățat la școală. Cum că o anumită comunitate plecată din țară, atunci când se așează în altă parte, se adună și se cristalizează o viață bisericească. Pentru mine era, vă spun sincer, o noțiune destul de teoretică, dar văd că, de fapt, practica mă învață mai multe. Diaspora este altceva decât o noțiune. Este o realitate, este o oază în care ne adăpăm setea de a fi împreună. Și, în primul rând, este locul în care învățăm pe copiii noștri să își aducă aminte de cei lăsați acasă, de bunici, de străbunici, de moși și strămoși. Este un loc în care Cuvântul lui Dumnezeu își are o altă desfășurare. Este locul în care se vorbește limba mamei noastre, a moșilor și strămoșilor noștri. Este un loc în care avem prilejul să gândim la locurile de unde am plecat și să mergem mai departe. Este un loc asemănător cu cetățile de scăpare din Vechiul Testament. În Vechiul Testament i s-a spus lui Moise că cei care au făcut anumite fapte și în ochii celorlalți au părut aceste fapte așa de grave, până când se pot apăra, până când își pot pregăti, să zicem așa, pledoaria, să meargă în anumite cetăți numite de scăpare și acolo să stea până când se pot disculpa de ceea ce cred alții că au făcut. În aceste cetăți nu avea voie nimeni să îi obstrucționeze cu ceva. Nu avea nimeni voie să îi pedepsească, ci îi așteptau încet și liniștit să poată să își pregătească dezvinovățirea. De ce? Pentru că atunci când Cain și-a ucis fratele, Dumnezeu i-a spus că poate să meargă mai departe și el a spus nu, cel care mă va vedea, cu siguranță mă va ucide. E bine, de la acest gest s-a constatat că Dumnezeu nu vrea ca cei care fac o faptă rea neapărat să fie pedepsiți imediat. Și de aceea vorbeam de cetățe de scăpare. Dar pentru noi diaspora înseamnă o cetate de scăpare în felul în care noi ne adunăm aici, ne întâlnim, ne comunicăm unii altora problemele noastre sau bucuriile noastre și aici ne încărcăm oarecum bateriile să mergem mai departe. Mă bucur tare mult că aici văd foarte mulți copii. Să știți că eu, din spatele dverei, deja îi vedeam pe acești copii mari. Nimic nu se oprește. Îi vedeam pe acești copii în câțiva ani și când spun câțiva, nu înseamnă 1, 2, 3, 10, știe Dumnezeu câți, vor veni și ei la rândul lor cu copiii lor și își vor aduce aminte că aici a fost un loc în care auzeau o altă limbă decât cea de pe stradă. Aici puteau să-și spună păsul lor, puteau să
comunice mai ușor, pentru că aici este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este și un limbaj. Una este să spui într-o anumită limbă despre biserică și alta este să spui limba maternă despre biserică. Oricare ar fi limba și oricare ar fi locul. Cuvântul lui Dumnezeu, întrupat Fiul lui Dumnezeu, se așează între noi și filologic. Se așează între noi și prin limbaj. Și de aceea aici este o oază de un limbaj comun al unor oameni care au mai mult decât acest limbaj comun. Au locul de unde au plecat comun. De aceea mă bucur tare mult să fiu primit așa de bine în mijlocul dumneavoastră. Am mai fost în diaspora decât în două locuri, la Paris și la Madrid. Dar aici este o specificitate anume. În afară de faptul că acele comunități erau mult mai mari, în afară de faptul că în acele comunități pe care le-am văzut eu din Paris și din Madrid, lumea era de vârstă ceva mai înaintată, aici văd ceva deosebit. În afară de tinerețe, văd și o anumită atitudine. Văd o familie prelungită. Parcă mă aflu în fața unei singure familii care s-a adunat să-și serveze bunica ce împlinește 99 de ani. Cam la vârsta aceasta ne aflăm acum. Și bunica noastră merge spre 100 și noi ne adunăm aici ca să îi facem o bucurie. Să știe că n-am uitat-o. Bunica aceea este și limba română, este și amintirea noastră. Bunica aceea este tot ceea ce ne este nouă drag. Și de aceea m-am bucurat tare mult când am fost primit așa de bine. Și ca să vă spun și din partea cealaltă, specificitatea pe care am găsit-o aici constă și în grija unuia față de celălalt să se anunțe să vină și sâmbătă și duminică la biserică. Bănuiesc că mâine vor fi, în afară de dumneavoastră, și ceilalți care astăzi din binecuvântate pricini se află în altă parte. Dar tocmai aici vreau să ajung. Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune în față prin Sfântul Evanghelist Luca faptul că au fost întrebat poporul care stătea în templu de către Mântuitorul când era un om bolnav, a spus: se cuvine să vindecăm pe acest om în zi de sâmbătă? Și n-a răspuns nimeni nimic pentru că n-avea curaj. Și Mântuitorul l-a vindecat. Și după ce l-a vindecat, l-a spus: oare dacă în zi de sâmbătă însetează un animal de-al vostru, nu îl scoateți și îl duceți la adăpat? Pentru că în Vechiul Testament, în Deuteronom, se spunea că în zi de sâmbătă nu este voie să se facă decât 1000 de pași, decât să se adapte animalele, și erau foarte multe prescripții de zi de sâmbătă. Ne aflăm în zi de sâmbătă, fraților. Am plecat de acasă cu sufletul nostru să-l adăpăm. Am plecat de acasă pentru că simțeam o sete. Ne vom duce acasă și nu vom cuantifica faptul că am pierdut jumătate de zi, ci am câștigat o jumătate de zi. Cum se serbează ziua Domnului? Așa. În primul rând, odihnindu-ne de gândurile rele. Multă lume spune că ziua Domnului este ziua de odihnă. Da, cu sigur amendament. Dacă e să odihnim gândurile rele, dacă e să odihnim grija noastră pentru ziua de mâine, așa da, este o zi de odihnă. Să odihnim ce este rău în noi, să lăsăm mai departe și să ne ocupăm de cele bune. Adică să adăugăm gânduri bune și fapte bune. De aceea Mântuitorul astăzi ne învață cum trebuie să serbăm ziua Domnului. Dar să știți că ziua Domnului nu este numai sâmbătă sau duminică, este fiecare zi din viața noastră. Spuneam odată cuiva că sunt foarte impresionat că atunci la concursuri, când ține un concurs 2-3 ore, după ce spune gata, am ajuns la jumătate, mai un sfert de oră, ultimele 10 secunde sunt numărate 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și atunci încearcă omul care era în concurs de 3 ore să facă ceea ce n-a reușit să facă în primele 2 ore și ceva până la ultimele 10 secunde. Este un lucru nedrept. Viața este egală. Dacă noi ne-am adăugat primele
10 secunde din viața noastră și le-am trăit cu aceeași intensitate cu care le trăim pe ultimile, ar fi cu totul și totul altceva. Mi-aduc aminte de părintele Arsenie când spunea: tată, eu am stat la căpătâiul multor muribunzi și toți vreau un singur lucru, să mai trăiască măcar o zi. Păi, tată, ce îmi putea să mai facă într-o zi dacă nu am făcut o viață? Și zice: de atunci mi-am dat seama că trebuie să fim atenți și să trăim viața zi de zi, ca și când ar fi ultima. Ce bucurie că ți-a mai dat Dumnezeu o zi. Dar așa noi ne uităm în buletine, avem o vârstă, lasă că mai avem. Nu se știe cât mai avem, bineînțeles că ne rugăm Dumnezeu să mai avem cât mai mult. Dar trebuie să fim conștienți, contează foarte mult atitudinea cu care numărăm prima secundă, nu ultima. Viața ne așteaptă să ne arate, să ne descopere de fiecare dată lucruri deosebite, atâta vreme cât noi știm să le vedem deosebite. La un moment dat, ni se pare că este firesc să fim așezați într-un loc, ni se pare că este firesc să avem copii, ni se pare că este firesc tot ceea ce este jurul nostru. Nimic nu este firesc, fraților. Totul este datorat lui Dumnezeu. Dacă vom întreba pe cineva care nu are copii, ce și-ar dori, și-ar dori să aibă copii. Noi care avem copii, nu putem să mulțumim așa cum se cuvine. Așa cum este adunită și cu timpul. Dacă veți întreba ce este o săptămână pe cineva care conduce viața unui cotidian, săptămânal, vă va spune că o săptămână este un circuit foarte, foarte anevoios. Dacă veți întreba ce este o oră, vă va spune un profesor ce este o oră, într-adevăr, o oră în care trebuie să predai și o oră pe care să o folosești. Dacă vreți să învățați ce este o miime de secundă, întrebați un atlet să vă spună că la nu știu ce olimpiadă, din cauza unui miim de secundă, a pierdut medalie de aur. Vedeți cât este de relativ timpul pe care noi nu-l băgăm în seamă. Câți au băgat în seamă ce s-a întâmplat de la ora 12 la ora 12:05 ieri? Doar cineva care a avut nevoie să meargă să-i se apropie de exemplu o hârtie. Și asta să facă un funcționar și i-a temurat cămașa pe el să vadă dacă nu cumva mai trebuie un act. Acela știe sigur că cele 5 minute au existat ieri. Pentru noi ceilalți spunem a fost și ieri o zi. Eu mi-s credincioși. Foarte importante sunt minutele pe care le petrecem împreună aici în comuniune, în comunitate și îl simțim pe Hristos că ne mângâie în limba noastră, că ne mângâie cu atitudinea noastră, cu înțelegerea și înțelepciunea unor oameni care vor să facă ceva. Eu de acum vă spun că numărătoarea nu este invers, este de astăzi încolo. Pentru copiii noștri vor împlini un an, vor împlini 2 ani, 3 ani. Nu o luăm invers. Și când vom ajunge la sfârșit, decât tragem linie și vedem că viața a fost frumoasă. Dar dacă vom alerga și vom spune, mă voi bucura de copii când o să înceapă să vorbească, este cea mai mare amăgire. În momentul în care copiii învață să vorbească, din acel moment nu ne mai înțelegem cu ei. Trebuie să ne bucurăm foarte mult acum, când putem să le spunem câte ceva și ei să ne asculte. Apoi când vom spune că ne vom bucura când copiii vor merge la școală, nu e adevărat. Atunci va fi o altă etapă în viața lor. Probabil că vor fi mult mai stresați și nu mai au timp să-și dea seama cine e tata, cine e mama și ce trebuie să facem cu ei. Să nu amânăm, fraților, bucuria de a sta lângă copiii noștri. Este o bucurie care nu se mai întoarce decât celor care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi bunici. Și probabil că în etapa cealaltă de viață vom vedea și vom face întotdeauna ceea ce n-am fost în stare să facem la tinerețe. Poate v-ați întrebat de ce bunicii sunt mai îngăduitori, tocmai pentru că se înțelepțesc între timp și își dau seama că relația cu copiii trebuie să fie oarecum reparată. Iubiți credincioși, vă mulțumesc tare mult că m-ați îngăduit, m-ați primit și dați-mi voie să mulțumesc Dumnezeu în fața dumneavoastră că m-a făcut să-i simt prezența și prin vremea aceasta deosebită, pentru că eram pregătit să plouă. Acum să nu credeți că dacă era ploaie nu mă simțeam bine, dar aveam nevoie totuși din partea Dumnezeu de anumite semne și mi le-a dat. Și de aceea vreau ca în fața dumneavoastră să mulțumesc Dumnezeu
că ne-a răduit o vreme așa de frumoasă și vă promit că mâine vom fi din nou împreună, în ceea ce mă privește cel puțin. Părintele mi-a promis că mă primește și mâine, dacă voi fi cu mine în seara asta. Și dumneavoastră vă mulțumesc tare mult, pentru că este un lucru deosebit. Am din partea inuriașilor mei un mandat de la Sfântul Nicolae Vechi din Constanța să vă transmit că mi-au îngăduit să plec tocmai datorită faptului că simțeau că trebuie să împlinesc și promisiunea față de fiul meu, Duhovnicesc Cătălin. Ne vom bucura împreună de botez, ne vom bucura împreună de frumoase slujbe și eu încă o dată vă mulțumesc că m-ați îngăduit și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne arate ce este timpul, ce este relația noastră cu copiii noștri și cum trebuie să ne bucurăm de fiecare secundă din viața lor și a noastră. Așa cum este Bunul.